Bună ziua, sunt doctor Mincu și una din întrebările pe care o primesc frecvent în clinică este: doctor, am o infecție urinară, vreau să-mi dați antibiotice. Deci întrebarea este să tratăm sau să nu tratăm infecțiile urinare. Ce este o infecție urinară? Este invazie și multiplicare a bacteriilor care în mod normal colonizează uretra sau zona periuretrală și care invadează vezica urinară, creând o stare de indispoziție, de durere, mai ales postvoidală, febră, durere abdominală și o discolorare a urinii. Nu toate aceste simptome reprezintă, de fapt, infecție cu bacterie urinară. Sunt o mulțime de situații în care urina este ori numai colonizată, deci nu este o infecție activă, deci este o colonizare, sau situații în care urina este sterilă. Însă sânge în urină poate să producă exact aceeași manifestare de durere sau arsură în timpul urinatului și discolorarea urinii. Zahăr în urină în cazul persoanelor cu diabet necontrolat sau în cazul persoanelor care au diabet și care este controlat cu o substanță de genul Invokana, Farxiga sau Jardiance, care elimină zahărul prin urină, poate să dea exact aceleași manifestări. Deci nu toate manifestările de durere sau disconfort urinar sunt infecție. Eu întotdeauna recomand o cultură a urinii înainte de a începe un tratament cu antibiotic, preferabil un tratament simptomatic primele 2-3 zile până când așteptăm cultura și, odată cultura venită, un tratament direcționat exact pe ce cultură de bacterie și ce antibiotic este, la ce antibiotic este cel mai sensibil această bacterie, e mult mai indicat și propice decât un tratament de 3-4 zile cu orice fel de antibiotic broad spectrum și repetat fără să fie o bază de cultură a urinii. Pentru că astfel s-a ajuns că foarte multe bacterii sunt rezistente la spectrul de antibiotice care sunt la îndemână în arsenalul nostru și sunt persoane care pur și simplu nu mai pot fi tratate la ora actuală, având o istorie de simptome de disurie frecvente și fiind tratate la lung cu antibiotice fără probabil să fie avut nevoie. Deci, beți multă apă, hidratați-vă, nu țineți urina, nu folosiți obiecte de îmbrăcăminte prea strâmte, aveți o bună igienă și dacă apare febră, discolorare a urinii și dureri când urinați sau dureri de spate, dureri pelvice, vă rog, duceți-vă la doctor și dați un sample de urină pentru cultură înainte de a cere antibiotice.